Vreau să vă întreb ceva. A mers cineva vreodată cu drag la școală? Nu-mi place școala. Școala e plictisitoare. Din nou teme? Acestea sunt câteva dintre afirmațiile pe care le auzim foarte des în jurul nostru și, sincer, nu înțeleg de ce. Sunt Vlad Nicolas, am 10 ani și astăzi vreau să vă vorbesc despre cât de importante sunt relațiile dintre elevi și profesori. Am descoperit, ca și voi probabil, că noi, elevii, suntem împărțiți în două categorii. Cei care venim cu plăcere la școală și cei pentru care școala este un chin. Ce mă fac dacă greșesc? Dar dacă iau o notă mică? Temele sunt chinuitoare. Am nevoie de ajutor, dar mi-e frică să îl cer. Am prea mult de scris sau o să râdă colegii de mine. Acestea sunt, de fapt, doar niște gânduri. Dacă reușim să le înlăturăm, școala devine o plăcere. Și totuși, cum reușesc unii copii să le înlăture, iar alții rămân blocați în ele? Sincer, nici eu nu știu răspunsul la această întrebare, dar pot să vă spun ce mă ajută pe mine. Sprijinul profesorilor mei. Ori de câte ori am astfel de temeri, ei sunt lângă mine ajutându-mă să-mi recapăt curajul. Și mai e ceva, fac asta mereu cu prietenie și pasiune. Și știți ce e ce mai fain? Că atunci când un profesor își încurajează elevul, acesta își încurajează colegii la rândul său. Îmi amintesc cu plăcere o întâmplare petrecută acum un an. Profesoara de caracter first ne-a propus să fim cuminți și atenți mai multe ore la rând. Noi toți, 18, adică eu și colegii mei, am reușit prin sprijin și am devenit și mai buni prieteni, dar nu orice fel de prieteni. Prieteni care lucrează împreună. De exemplu, anul trecut am încercat să facem o firmă de marketing, iar anul acesta lucrăm să construim o echipă de fotbal. Exemplele ar mai putea continua, dar vreau să vă spun acum cum am ajuns la doar 10 ani să vorbesc în public cu ușurință. Am urcat pentru prima dată pe scenă la vârsta de 7 ani cu ocazia unui concurs de public speaking organizat de școala mea. Emoția puternică simțită pe scenă, dar și ulterior că ce am câștigat un premiu la acel concurs, m-au făcut să-mi doresc să repet experiența. De atunci până astăzi, vorbitul în public a devenit un lucru firesc pentru mine. Cum a fost posibilă această transformare? În primul rând, mi-am dat seama că a le vorbi oamenilor este una dintre pasiunile mele, așa că m-am antrenat constant, dar toate astea nu ar fi fost posibile fără ajutorul profesorilor noștri de public speaking de la școala româno-finlandeză. Alina, Emi, Diana și Edi, ei sunt cei care m-au motivat permanent și cei care m-au pregătit ca astăzi să fiu aici cu voi. În încheiere, vreau să vă spun doar atât despre relația mea cu profesorii mei. Dacă ar fi o floare, ar fi una înflorită. Dacă ar fi o pasăre, ar fi una măiastră. Diamant de ar fi unul strălucitor. Și dacă ar fi doi oameni, ar fi doi prieteni buni. Vă mulțumesc!